Dr. Șef, să ne spuneți cum interveniți la acest moment și cât de gravă este situația. În acest moment intervenim pentru stingerea incendiului pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Pe această suprafață sunt depozitate substanțe combustibile și substanțe solide combustibile. Acționăm cu 15 autospeciale de intervenție de la ISU Argeș. În sprijin a fost efectuată manevră de forță de la Inspectoratul General cu încă 5 autospeciale din județele limitrofe. În acest moment se lucrează pentru stingere, incendiul va mai dura ceva timp, sunt degajări mari de fum. În acest sens a fost emis și o atenționare RO-alert. Fumul se îndreaptă către direcția Prundu, exact așa bat curenții de aer. Încă nu avem o confirmare asupra toxicității acestea, așteptăm să vedem rezultatele în urma analizei calității aerului. Cât de greu credeți că va fi destins? Intervenția probabil că va mai dura încă câteva ore bune, nu știu să vă spun exact, dar facem tot posibil să reușim să se întâmple cât mai repede acest lucru.